5 remedii ușoare și eficiente pentru tratarea arsurilor. Îndrumăr pas cu pas. Arsurile sunt o parte inevitabilă a vieții. Copiii prezintă un risc mai mare de a suferi arsuri datorită atracției lor față de foc. Deși unele arsuri sunt destul de inofensive și nu prezintă prea multe amenințări, alte arsuri pot provoca cicatrici permanente și, prin urmare, trebuie să acționăm imediat. Vă prezint o listă de remedii casnice care vă vor ajuta să tratați arsurile. În funcție de gravitate, arsurile sunt clasificate în principal în 3 tipuri. Arsurile care cauzează cele mai puține leziuni ale pielii se numesc arsuri de gradul 1. Aceste arsuri afectează doar stratul exterior al pielii și nu provoacă vezicule. Semnele comune ale unei arsuri de gradul 1 includ roșață, inflamație și, în unele cazuri, ușoară descumare a pielii. Arsurile de gradul al 2-lea depășesc adesea stratul exterior al pielii și provoacă umflarea pielii și devin dureroase. În funcție de severitatea veziculelor, acest tip de arsuri durează mai mult timp pentru a se vindeca. Arsurile de gradul al 3-lea afectează și se extind prin toate straturile pielii. Acestea sunt foarte severe și adesea provoacă leziuni ale nervilor, ceea ce dezactivează capacitatea cuiva de a simți durerea cauzată de arsură. Pielea afectată de o arsură de gradul al 3-lea este fie albă, fie maro închis. Dacă nu sunt tratate, astfel de arsuri pot provoca cicatrici severe. Arsurile de gradul al 3-lea trebuie să fie asistate de un medic cu experiență și nu ar trebui să le tratați singuri acasă. Arsurile extrem de severe și extinse până la oase și tendoane se numesc arsuri de gradul al 4-lea. Așa cum trebuie să fi concluzionat până acum, dacă suferiți de arsuri atât de grave, de gradul 3 sau 4, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră. Cele mai bune remedii casnice pentru a trata arsurile în mod natural. Ulei esențial de lavandă. Veți avea nevoie de 2-3 picături de ulei de lavandă nediluat și un tampon de bumbac. Luați câteva picături de ulei de lavandă nediluat pe un tampon de bumbac și întindeți-l uniform pe zona arsă. Faceți acest lucru de 3 ori pe zi până când vedeți rezultate pozitive. Ulei esențial de mentă. Veți avea nevoie de 2-3 picături de ulei de mentă și un tampon de bumbac. Picurați aproximativ 3 picături de ulei de mentă pe un tampon de bumbac și aplicați-l pe arsură. Faceți acest lucru de cel puțin 3 ori pe zi. Ulei esențial de arbore de ceai. La fel puteți proceda și cu uleiul de arbore de ceai, care este cunoscut pentru proprietățile sale puternice, antiseptice, antiinflamatoare și analgezice. Aceste proprietăți îl fac unul dintre cele mai bune și rapide tratamente pentru arsuri dureroase. Atenție însă dacă aveți pielea sensibilă. Amestecați uleiul de arbore de ceai cu ulei de nucă de cocos sau de măsline înainte de aplicare. Muștar galben. Veți avea nevoie de o lingură de muștar galben, o jumătate de lingură de apă. Se amestecă muștarul galben cu apa pentru a face o pastă fină. Aplicați această pastă pe pielea arsă. Faceți acest lucru de cel puțin 3 ori pe zi. Semințele de muștar sunt bogate într-un compus antiiritant numit izotiocianan de alil, care poate ameliora durerea și îmbunătăți fluxul de sânge în zona afectată. Bicarbonat de sodiu. Veți avea nevoie de o linguriță bicarbonat de sodiu, una-două lingurițe de apă. Se amestecă bicarbonatul de sodiu și apa pentru a face o pastă fină. Aplicați această pastă de bicarbonat de sodiu direct în zona afectată. Lăsați-l să acționeze timp de 10 până la 15 minute și apoi spălați-l cu apă. Trebuie să aplicați de 2-3 ori pe zi. Natura antiseptică a bicarbonatului de sodiu ajută la menținerea zonei arse fără infecții. Bicarbonatul de sodiu poate ajuta de asemenea la restabilirea echilibrului natural al pH-ului pielii și acest lucru, la rândul său, reduce durerea și senzația de arsură.